Deși locurile de muncă reprezintă o problemă în orașul nostru, angajații giurgiuveni care au avut șansa totuși să ocupe un post nu sunt siguri de acesta. Majoritatea patronilor profită de faptul că oamenii sunt dispuși să accepte orice pentru un ban câștigat și fentează legea după bunul plac. De la începutul anului și până în prezent, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost înregistrate un număr de 25 de sesizări de concedieri abuzive. Potrivit purtătorului de cuvânt al ITM Giurgiu, în realitate numărul celor ce au trecut prin o astfel de experiență neplăcută este mult mai mare, însă de teamă aceștia nu vin să reclame. De la începutul anului până acum s-au înregistrat aproximativ 25 de sesizări pe concediere abuzive, cam o medie de 2 pe lună ar veni până în prezent. În realitate sunt mult mai multe, sunt numai cei care au avut curajul între ghilimele să vină să reclame aceste concediere abuzive. Care sunt motivele invocate de angajator? De ce renunță la om așa pur și simplu? Sunt mai multe, printre care cele care e una foarte importantă, îl angajează de probă chipurile, nu-i face carte de muncă sau îi spune că a făcut carte de muncă, lucrează persoana respectivă 30 de zile, după 30 de zile spune nu ești bun, poți să pleci. Sau altele, să stea peste program, să vină la serviciu să mă la duminica de câte ori are chef angajatorul, și dacă n-ai venit a doua zi, spune, nu mai vin la treabă, că mai am nevoie de tine. Conform legii, administratorul ori instituția unde este angajat trebuie să-i acorde acestuia un preaviz de 20 de zile lucrătoare. Se poate recurge la concediere numai în cazul în care angajatul nu corespunde postului ocupat sau în momentul în care activitatea firmei se restrânge. În cazul celei de-a doua situații, angajatorul nu mai are dreptul să efectueze angajări pe o perioadă lungă de timp.